veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Slăvim numele Domnului și de data aceasta și continuăm totodată să observăm împreună principiile sfinte din Noul Testament în mod deosebit, așa după cum sunt prezentate în învățătura apostolilor. Pentru astăzi ne vom opri în dreptul cuvintelor Domnului Iisus din Evanghelia după Luca. Vreau să citim mai multe versete din capitolul 6, de la versetul 27 la 37, pagina 994, și vom vedea aici că unele principii sfinte, izvorâte din caracterul lui Dumnezeu, sunt opuse principiilor firii umane decăzute. De aceea, stilul nostru de viață trebuie să fie diferit, chiar în contradicție cu felul de acțiune al oamenilor din lume. Să citim. Dar eu vă spun, vouă care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce-și pe cealaltă. Dacă ți-a cineva haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa. Oricui își cere, dă-i, și celui ce ți-a cu sila ale tale, nu-i le cere înapoi. Ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. Și dacă dați cu împrumutul celor de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să ia înapoi întocmai. Voi însă îi iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb, și răsplata voastră va fi mare. Și veți fi fiii celui preanalt, căci el este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați, nu osândiți și nu veți fi osândiți, iertați și vi se va ierta. Parte din cuvintele acestea și altele din tematica respectivă le-am abordat în lecțiile trecute. Altele poate că vor fi referințe pentru cele viitoare. Ne vom opri la versetul următor, care zice, dați și vi se va da, ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra, căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Potrivit acestui principiu, cel care oferă primul, câștigă. Dar haideți să vedem detaliile care rezide din întreg conținutul Scripturii, pentru ca să ne fundamentăm în acest adevăr, să ajungem să ne fie drag, să avem o dorință de plină să-L trăim și ne vom bucura pe măsură. Noi facem măsura. Sau dacă vreți, e făcută de Dumnezeu, trebuie doar să ne convingem și noi asupra ei și să uzăm de ea. Vom răspunde în studiul acesta la două întrebări. Cum dați și cum vi se va da? A da are o primă interpretare și este cea mai simplă de observat în domeniul material. Adică să oferi valori material, financiare, potrivit nevoilor. Sau chiar mai mult decât atât. Să dai potrivit prețuirii de care se bucură cineva în inima ta sau în imaginea ta. Nu neapărat se poate da un dar la cineva numai dacă nu are. Poți să dai și ca o atenție. Și pentru a înțelege potrivit contextului cuvintele care le-am citit, deschideți la Deuteronom 15 și vom vedea condițiile din Vechiul Testament în care li se cerea oamenilor să dea, să ajute, să dea cu împrumut, uneori fără șansa rambursării. De la versetul 6. Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta, cum ți-a spus, așa încât vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut de la ele. Tu vei stăpâni peste multe neamuri, dar ele nu vor stăpâni peste tine. Dacă va fi la tine vreun sărac dintre frații tăi, în vreuna din cetățile tale, în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu-ți împietriști inima și să nu-ți închizi mâna înaintea fratelui tău celui lipsit, ci să deschizi mâna și să-l împrumuți cu ce-i trebuie ca să facă față nevoilor lui. Deci, primii pe listă care trebuie să primească, cărora trebuie să le se dea, sunt cei care sunt în nevoie. Vezi să nu fii așa de rău ca să zici în inima ta, ah, se apropie anul al șaptelea, anul iertării,
vezi să n-ai un ochi fără milă pentru fratele tău cel lipsit și să nu-i dai, căci atunci era strigat către Domnul împotriva ta și te-ai face vinovat de un păcat, ci să-i dai și să nu dai cu părere de rău în inimă, căci pentru aceasta te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău în toate lucrările de care te vei apuca. Totdeauna vor fi săraci în țară, de aceea îți dau porunca aceasta, să-ți deschizi mâna față de fratele tău, față de sărac și față de cel lipsit din țara ta. Trec în Cartea Psalmilor, Psalmul 15, unde avem prezentate câteva referințe de susținere pentru acest principiu. Versetul 5. El nu-și dă banii cu dobândă și nu-i amită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Deci, în relațiile dintre iudei, Dumnezeu nu a acceptat dobânda pentru că ceea ce s-ar câștiga, în mod normal, prin dobândă, se câștigă prin binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă ajuți pe un om necăjit. Și ceea ce scrie în Psalmul 41 și apoi în Psalmul 112, de unde vom citi, întăresc acest adevăr. Versetele 1 la 3. Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește. Domnul îl păzește și îl ține în viață, el este fericit pe pământ și nu îl lași la bunul plac a vrăjmașilor lui. Domnul îl sprijinește când este pe patul de suferință, îi ușurez durerile în toate boalele lui. Iată așadar cum Dumnezeu păstrează în evidență aceste acte de dăruire și la momentul nevoii tale, pentru că și tu ai acționat în momentul nevoii altuia, cel care este tată și la unul și la celălalt, te va recompensa cu bunătatea sa. Deci și Psalmul 112, de la versetul 2. Eu citesc de la 1 ca să se împlinească și versetul 1. Ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru poruncile lui. Ar fi indicat să dobândim plăcere față de porunca, dat și vi se va da. Sămânța lui va fi puternică pe pământ, neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. El are în casă bogăție și belșug și neprihănirea lui denuiește în veci. Celui fără prihană îi răsare lumină în întuneric, el este milostiv, îndurător și drept. Ce bine îi merge omului care face milă și împrumută pe altul și care își rânduiește faptele după dreptate. Un împrumut, o dăruire, dacă celălalt poate să ți dea, ți dă. Dacă nu, Biblia zice să te mulțumești cu răsplata ce o vei primi de la Domnul. Asta în condiția că nu-i dai o sumă cât să-și cumpere o mașină, cât să facă față nevoilor. Are împletită mila cu dreptatea. E un act de milă să-i dai, dar totodată e un act de dreptate, că ar trebui să fie o potrivire, că Dumnezeu ne-a dat nouă o dată, altuia dă altă dată. Și adaug versetul 9. El este darnic, dă celor lipsiți. Milostenia lui ține în veci. Capul îi se înalță cu slavă. Pe a da se clădește apoi gloria. Unii oameni au o afecțiune nativă și le este mai ușor să dea. Dar trebuie să atingem tot stadiul acesta. De aceea Dumnezeul nostru ca Tată se ocupă de noi prin a educa în dăruire. Trecând în Noul Testament, mă opresc acolo unde am citit la început în Luca 6. Pentru a sesiza explicația Domnului Iisus din versetul 35 și 36. În ambele versete este scris, și veți fi fiii celui prea înalt, cum și tatăl vostru este. Copiii, în mod natural, seamănă părinților. Asemănarea lui Dumnezeu presupune și acte de dăruire. Și adaug ceea ce scria Pavel în 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 9, unde l-avem prezentat ca model pe cel întâi născut din toată zidirea, care seamănă întru totul cu Tatăl și seamănă și în privința aceasta. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. Și iată ce interesant este prezentat harul. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți. Domnul ne-a dat
tot ceea ce aveam nevoie. Pentru că vreau să menționăm că un om darnic nu dă doar bani, doar anumite lucruri materiale. Oferă tot ce au nevoie ceilalți. Uneori trebuie să dai o mângâiere, alteori trebuie să dai cinste, trebuie să dai un ajutor în orice domeniu s-ar cere. Există în Matei 7:12, de altfel într-o formulare aproximativă am și citit din Luca aceeași idee, ceea ce este numită regula de aur. Aici este prezentată la modul general ideea dăruirii. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și proroci. Dar din ideea tot ce voiți, faceți-le și voi, rezultă că noi trebuie să le facem întâi. Adică să respectăm acest principiu, dați și vi se va da. Formularea din acest verset este un ajutor chiar pentru cei care gândesc în mod firesc. Omul dominat de eu știe ce și-ar dori și trebuie să facă un calcul, așa cum zice Pavel, puțin în nebunie, ce mi-aș dori eu acum, ce aș vrea să-mi facă mie cineva. Și apoi, exact așa, mă silesc, cer ajutorul Domnului, să pot să ofer eu întâi, în nădejde, dacă vreți, că mi se va face. Oricum, Dumnezeu va veghea și vom observa această idee puțin mai târziu. Vreau acum să vă amintesc un caz de Scriptură, din Estera 6, foarte la obiect, dar netrăit după principiile sfinte, ci după cele firești. Scrie aici, de la versetul 6, că în acea dimineață interesantă, după o noapte de nesomn a împăratului, Haman a intrat și împăratul i-a zis, ce trebuie făcut pentru un om care vrea să-l cinstească împăratul? Haman și-a zis în sine, pe cine altul decât pe mine ar vrea împăratul să-l cinstească? Și atunci a gândit tot ce și-ar dori el. Și întrucât el era împătimit de glorie, n-a cerut bani. Bani avea. El însuși a zis că vrea să facă o donație pentru visteria împăratului dacă îi se împlinește dorința. Însă, dacă Haman s-ar fi încadrat la principiul pe care noi îl studiem, tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi întâi. El ar fi avut și a avut ocazia să-l împlinească. Ce ar fi vrut să se facă lui, adică să fie plimbat pe cal și să se strige ca atare, a fost pus să îndeplinească el. Deși a fost silit să o facă, căci altfel mânia împăratului este un vestitor al morții, iată care a fost reacția sa de după aceea. Versetul 12, partea a doua. Haman s-a dus în grabă acasă, mâhnit și cu capul acoperit. El trăia în fire, în mod total. Noi vrem să trăim prin Duhul. Doamne, ajută-ne! Referitor la alte domenii în care ar trebui să dăm, să oferim, vreau să nu uităm familia. Este un cadru permanent și nelimitat de dăruire. Părinții sunt cei care dăruiesc ajutați de iubirea naturală. Soții, dacă rămân în iubire, sunt determinați de ceea ce a semănat Dumnezeu în ei, să dea unul altuia. Și dacă vor rămâne pe aceeași undă și copiii vor trebui să dea. Și li se va da poate în generația următoare, ne uitând că parte li s-a dat deja din îngrijire, atunci când au fost mici. Dar să citim versetele care prezintă aceste adevăruri. 2 Corinteni 12:14. Aici Pavel vorbește prin prisma slujirii sale de părinte spiritual. Partea a doua. Ce-i drept? Nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinții lor. Asta în condiția unor copii mici, care nu sunt maturi, ci părinții pentru copiilor. De aceea părinților, dați. Dați îngrijire după ce ați dat mai întâi viață. Dați, dați. Și copiii știu să ceară. Nu întotdeauna trebuie să le dai exact cum cer, dar trebuie să știi că trebuie să dai. Privind la relația aceasta pe celălalt sens, citesc din 1 Timotei, capitolul 5, versetul 4. Dacă o vădvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților,
căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Copiii, dați părinților voștri ce trebuie să le dați. Am auzit recent, într-o predică pe o casetă, cum un bărbat era trist pentru că îi murise tata și nu aflase decât după 5 zile. Dumnezeu să ne cerceteze cu aceste calități. Și apoi, ne uitând de relația dintre soți, citesc în 1 Petru, capitolul 3, să înțeleagă și soții și soțiile că poate trebuie să dea banii, să dea serviciile de acasă, să dea o vorbă bună, să se dăruiască în întregime. Tot astfel, nevestilor, fiți supuși și voi bărbaților voștri, pentru ca dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestilor lor, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Și citesc și versetul 7. Bărbaților, purtați-vă și vă la rândul vostru cu înțelepciune, cu nevestele voastre, dând, ce să le dai? Cinst, ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Dăruiește iubire, dăruiește slujire și ți se va da. Poate peste ani, poate la tinerețe va trebui să te oferi pe tine însuți unui soț sau unei soții care nu știe să răsplătească. Dar dacă la bătrânețe tu vei fi bolnav, între timp celălalt se va pocăi de-a binele și îți va da înapoi tot ce ai făcut acum, îngrijind de tine. S-ar putea eu să prorocesc acum pentru unele situații. Pot să fie situații de tot genul. Dacă vom respecta ce Domnul ne-a spus, nu o să fim în pagubă. Vom vedea noi cum ni se va da sau cum vi se va da. Oricum, modelul acesta de ofertă divină, de a fi fiii celui preanalt, trebuie să fie implementat în viața noastră. Domnul Iisus a spus în Evanghelia după Ioan, în capitolul 10, cu referire la viața sa, că a jertfit-o pe acest principiu. Nimeni nu mi-o ia cu silă, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Dați și vi se va da. Mântuitorul și-a dat viața și s-a dat în schimb și viața lui și viața noastră a tuturor și ne va avea pentru eternitate alături de el. Acesta ar fi un sacrificiu maxim despre care scrie în 1 Ioan capitolul 3 și care în unele situații poate deveni o realitate pentru noi. Dar până atunci, rămânem la trăirile noastre cotidiene. 1 Ioan 3:16. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Și iată ce corespondentă și unică concluzie. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați și pentru surori. S-ar putea să vadă cineva nevoile financiare ale vreunui om, ale unei familii, și să nu-i poată ajuta. Să fie ca și Petru și Ioan de la poarta cea frumoasă care au zis: argint și aur n-am, dar ce am, îți dau. Dă un ajutor, dă o vorbă bună, dă ce ai, că la Dumnezeu nu se are în vedere ce n-are cineva, ci ceea ce are. Dă cinstea cuvenit. Cui sunteți dator să-i dați, printre altele, cinstea, zicea în raportul cu autoritățile, în Roman 13, să-i fie dat. Încheind prima parte, doresc ca Dumnezeu să ne dea harul și modelul de a ști cum să dăm. Să vedem acum cum ni se va da. Mai întâi ni se va da din partea celor ce le-am dat. Domnul ne-a dat iubire și noi în urmă îl iubim, ne-a motivat. Așa scria apostolul 1 Ioan 4:19. Noi îl iubim. Dar de ce? Pentru că el ne-a iubit întâi. Ni se va da ca drept răspuns, ca echivalență a ceea ce noi am dat, a ceea ce noi am făcut. Dumnezeu va rândui o potrivire. Să citim câteva versete din 2 Corinteni, capitolul 8. Și vom vedea cum ceea ce au făcut credincioșii din Ierusalim, care au dat atunci când se adunau ajutoare pentru văduve, era totul de obște. Au dat fără să țină nimeni evidența a ce au dat, doar a ceea ce se împărțea. A urmat apoi vremuri de sărăcie.
A fost foamete, profețită, s-a adeverit. Și iată ce scrie aici, din 8:12. Pentru că dacă este bunăvoință, darul este primit. Fac aici o mică paranteză. Să nu înțeleagă cineva că noi, prin expunerea acestui principiu, creăm o senzație de cerșitorie sfânt. Nu. Biblia spune, pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Numai dacă dai cu bucurie, de la timp, căci este scris în Psalmul 145:15, căci Dumnezeu dă hrana la vreme. Și noi rugăm, Doamne, dă-ne astăzi pâine. N-ar fi deloc bună ideea să ne dea mâine. Să ne spună, a, lasă că ți-o dau eu, stăm la viitoare. Înțeleptul spunea, când cineva își cere, atunci dă-i, sau când vezi nevoia sau ai îndemnul să dai, atunci dă. Avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are. Aici nu este vorba ca alții să fie ușurați, iar voi strâmtorați. Deci principiul acesta nu vrea să răstoarne balanța, ci dimpotrivă. Este vorba de o potrivire în împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere nevoile lor, pentru ca și prisosul lor să acopere la rândul lui nevoile voastre, așa ca să fie o potrivire, după cum este scris. Cel ce strânsese mult n-avea nimic de prisos și cel ce strânsese puțin nu ducea lipsă. De surplusul unuia trebuie să-și găsească locul în lipsa celuilalt. De aceea, cei din Europa de Sud-Est, Macedonia, Ahaia, au trimis ajutor la Ierusalim. Ei n-au beneficiat cu ani în urmă de bunurile materiale celor de la Ierusalim. Au beneficiat alții, dar totuși au beneficiat și ei de valorile spirituale, pentru că apostolii care le-au provăduit Evanghelia și prin care Dumnezeu i-a îmbogățit pentru veșnicie, veneau de la Ierusalim, vorba Mântuitorului, mântuirea vine de la iudei. Și un caz din Vechiul Testament îl avem în persoana lui Iov și chiar a familiei sale. Cunoașteți starea prezentată la începutul cărții lui. Era un om bogat, dar datorită încercării permise de Dumnezeu a sărăcit, ca peste noapte. Și acum întoarceți la capitolul 29 al cărții sale, pentru a vedea cum Iov a fost un dătător benevol. Citesc de la versetul 12. Căci scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine, umpleam de bucurie inima văduvei. Mă îmbrăcam cu dreptatea și slujeam de îmbrăcăminte, neprihănirea mea era mantan și turban. Orbului eram ochi și șchiopului picior, celor nenorociți eram tată și cercetam pricina celui necunoscut. Deci pe fiecare l-ajuta potrivit cu nevoile lui. Cred că de aceea s-a și îmbogățit. Unul din suporturile bogăției sale. Întorc și în capitolul 31, de la versetul 16. Se verifică pe partea cealaltă. Dacă n-am dat săracilor ce îmi cereau, dacă am făcut să se topească de plâns ochii văduvei, dacă mi-am mâncat singur pâinea, fără că orfanul să-și fie avut și el partea lui din ea, eu care din tinerețe l-am crescut ca un tată, eu care de la naștere am sprijinit pe văduvă, dacă am văzut pe cel nenorocit ducând lipsă de pâine și pe cel lipsit neavând învelitoare, fără ca inima lui să mă fi binecuvântat, fără să se fi încălzit de lâna mieilor mei, dacă am ridicat mâna împotriva orfanului, dacă mă simțeam sprijinit de judecători, și rostește el un cuvânt greu, atunci să mi se deslipească umărul de la închietură, să-mi cadă brațul și să se sfărâme. Iată cum, într-un mod total și permanent, a fost gata să dăruiască tuturor. Dar știți finalul cărții. Dumnezeu i-a dat dublu. Dumnezeu i-a binecuvântat și urmașii. El a primit. El nu putea să rămână să nu aibă. Dar dacă nu vom primi de la cel căruia i-am dat, să știți, măcar că normal ar fi din mulțumire să-ți dea înapoi atunci când are, să-ți dea cu supliment ar fi normal, pentru că l-ai sprijinit atunci când avea nevoie. Tot vei fi împlinit. Hai să citim din Cartea întâi a Împăraților, capitolul 10, dăruirea reciprocă dintre Solomon și împărăteasa din Seba. Și dacă cineva este în postura să fi primit și are posibilitate să dea, pentru el principiul ar suna astfel: dă cum ți s-a dat, ba încă nu uita de măsura aceea suplimentară. Și luați-l de model pe Solomon, un împărat 10, de la versetul 10. Ea, adică împărăteasa, a dat împăratului 120 de talanți de aur.
foarte multe mirodenii și pietre scumpe. N-au mai venit niciodată în urmă atâtea mirodenii câte a dat împărăteasa din Seba împăratului Solomon. Corăbile lui Hiram care au adus aur din Ofir, au adus din Ofir și foarte mult lemn de santal și pietre scumpe. Împăratul a făcut cu ele ceea ce era necesar și apoi 13. Împăratul Solomon a dat împărătese din Seba tot ce a dorit, tot ce a cerut și i-a mai dat și pe deasupra darul vrednice de un împărat ca Solomon. Apoi ea s-a întors și s-a dus în țara ei cu slujitorii ei. Nu mă îndoiesc de faptul că Solomon s-a bucurat când a văzut ce i s-a adus. Nu că n-avea. Uneori trebuie să dăruiești, nu doar că cineva nu are. Din prețuire, din respect, este frumoasă lucrarea aceasta. Crește relațiile dintre oameni. Înnobilează vieți. Și uneori dăm celorlalți ce noi avem și poate ei n-au și vom primi în schimb ce noi n-avem, dar au ei. Dar și ea s-a simțit onorată când s-a întors. Că dacă s-ar fi întors în țara ei numai cu răspunsurile pe care le-a dat Solomon, ce-ar fi crezut ceilalți? Păi da, inteligentă-i. Dar când au văzut și darurile, or fi spus, e grozav de tot. Că nu doar copiii se bucură uneori, nu doar bătrânii se bucură uneori să le duci ceva, să le dai ceva, răsplătindu-le ceea ce au făcut cândva. Oricare dintre noi, dacă vreți, și Dumnezeu se bucură, nu că n-are, vorba lui din Psalmul 50, doar a lui sunt toate. Dar când vede că l-ai copiat deja și din iubire dăruiești și tu după ce ți s-a dăruit cel puțin. Trec în Noul Testament și citesc din 1 Timotei 5 pentru a observa ceva în dreptul surorilor în vârstă, a fraților bătrâni. Versetul 10. Să fie cunoscută pentru faptele ei bune, o femeie pentru a fi înscrisă pe lista văduvelor. Să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspe, să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei nenorociți, să fi dat ajutor la orice faptă bună. Iată un principiu pentru biserică. Primele văduve care ar trebui ajutate sunt cele care au dat când au putut. Trebuie ajutate toate, din milă. Dar astea trebuie ajutate că suntem datori să le ajutăm. Și Dumnezeu le va purta de grijă pentru că ele au dat când au fost în putere să o facă, atunci când au avut ceva. Amintiți-vă și de acel sutaș din Luca 7, care prin eforturile sale financiare, materiale, a clădit sinagoga iudeilor. Cu vremea, i s-a îmbolnăvit un rob și a cerut ajutor exact de la iudei, exact de la bătrânii aceia, poate de la fruntașii sinagogi. Ei s-au dus la Domnul Iisus și au zis așa, Luca 7, de la versetul 4, face să-i faci acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Neapărat trebuie să-i dai. Poate am uitat uneori, ca și paharnicul acela de Iosif, de 2 ani. Mi-a făcut un bine. Du-te repede și răsplătește. Așadar, toate cazurile care vi le-am amintit, Iov a primit înapoi, sutașul a fost răsplătit, împărăteasa din Seba n-a venit cu geanta plină să întoarcă cu ea golă înapoi și femeile în vârstă, de asemenea, vor fi ajutate pentru eforturile lor din tinerețe. Dar chiar dacă oamenii nu ți-ar da înapoi, chiar dacă n-ai întâlnit oameni gentili, recunoscători, Dumnezeu care a conceput principiul îți va da înapoi și ți se va da din partea Lui. Iată cum, Dumnezeu printr-o repartiție binecuvântată pe pământ poate să-ți dea din partea altora sau poate să-ți dea pe direct, să-ți binecuvinteze munca ta, să te pună în posesia unei comori nebănuite de tine. Și dacă l-ai întrebat cerându-i detalii, Doamne, de unde vine binecuvântarea asta? Din dăruirea ta de odinioară. Citesc din 2 Timotei, capitolul 1, de la versetul 16. Iată o rugăciune a apostolului Pavel. Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-a mângâiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Nu numai atât, dar când a fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat el în Efes. În aceeași idee, citesc și din 2 Corinteni, capitolul 9, de la versetul 6. Și aici se observă mâna lui Dumnezeu. Să știți
Cine seamănă puțin, puțin va secera. Aici nu e vorba de grădina ta acum că e primăvară. Nu, nu. E vorba de cât ai semănat prin dăruire. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă. Căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Și dacă ești drag lui Dumnezeu, o să vezi cu ce cadouri o să te alegi. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul să prisoțiți în orice faptă bună, după cum este scris. A împrăștiat, a dat sărașilor, neprihănirea lui rămâne în veac. Cel ce dă sămânță sămânătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va mulți și vouă sămânța de semănat și vă face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele, pentru orice dărnicie care prin noi va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Deci, Dumnezeu se angajează să te răsplătească El. Te îndoiești de asta? Este ca și cum ai da unui copil care n-are ce să-ți dea înapoi. Dă-l tata după aceea. Și așa îți umple înapoi sacul zicându-ți, ți se merită, mi-a ajutat copilul când a fost la nevoie. Dumnezeu are copii sărași, dar El e bogat. El este primul care respectă acest principiu. De aceea El este întotdeauna fidel și ne va da dacă am dat. Dar pentru că Dumnezeu este veșnic și scopurile Lui sunt eterne, El nu ne dă numai aici. Ce ne dă aici? Pentru viața de aici. Pentru ce ai dat, te vei întâlni cu o răsplată calculată, cu exactitate, pe care o vei primi cu gratitudine. Vă citesc numai din cuvintele Mântuitorului, nu din năzuințele noastre că dacă am dat, ne va da Dumnezeu rai. Vă spun ce s-a angajat El să dea și să facă. Evanghelia după Matei, capitolul 10, de la versetul 41. Cine primește un proroc în numele unui proroc va primi răsplata unui proroc. Și cine primește pe un om neprihănit în numele unui om neprihănit va primi răsplata unui om neprihănit. Și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din acești micuți în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Matei 25, de la versetul 35. Și rețineți de câte ori se repete expresia dat, dat, dat. Căci am fost plământ și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și mi-ați făcut servicii. Și toate sunt enumerate și le va spune acestora, veniți, binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Deci măsura cu care ni se va răsplăti aici e mai mare decât orice dobândă bancară, iar dincolo e măsura mâinii lui Dumnezeu. Noi dăm cu mâna noastră, Dumnezeu ne dă cu a Lui. Noi dăm în viața asta, Dumnezeu ne dă în toată veșnicia. Și mai adaug numai un verset, Luca 14 cu 14. Aici e nu doar siguranța răsplății, aici e și o condiție. Să nu creadă cineva că facem pe filantropii, dăruim tot ce avem și asta ne asigură raiul. Domnul Iisus i-a spus tânărului bogat, dacă vei da, vei avea comoară în cer pentru asta, dar în condiția că vei veni după aceea să mă urmezi, și va fi fericit de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească. Deci în condiția că nu ți se dă înapoi. Dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Și închei, reluând aceste două idei, prima, dați. Și mă reîntorc împreună cu dumneavoastră la Luca 6, versetele 39 și 40. Le-a spus și pilda următoare. Oare poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă? Ba da. A da este un mod luminat de călăuzire, un mod superior de a te raporta la oamenii de lângă tine. El e într-o groapă, tu nu-i vezi nevoia. O să cași și tu în groapă lângă el. Nu o să-i dai, azi n-are el, mâine nu o să ai nici tu. Și o să vă scufundați amândoi în sărăcie și în necaz. Dar tu dacă vezi, îl scoți pe om din groapă. Că ți-a deschis Dumnezeu mintea să pricepi acest nou model de a trăi, dați. Iar cât privește partea a doua, vi se va da, este un efect dirijat de dreptatea și iubirea lui Dumnezeu. Așa cum am spus deja, Dumnezeu se angajează El să te răsplătească. Și vă citesc din Efeseni, din Galateni 6, versetele
9 și 10. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, cât avem prilej, să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Și un ultim pasaj biblic, Evrei 6, tot versetele 9 și 10. Și dea Domnul de acum să fim așa, tot de nota 9 și 10. Când uităm să ne revenim imediat, aici este scris: măcar că vorbim astfel, preiubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Adică, în versetele anterioare, discuta trista realitate a căderii, dar dorința este nu să cădem, ci dimpotrivă să ne urcăm pe culm de spiritualitate. Căci Dumnezeu nu este nedrept să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat în trecut și o faceți acum și ajutorați pe sfinți. Deci, Dumnezeu nu-i nedrept, îi mai mult decât drept. Îi drept după acest principiu, nu după un principiu matematic. Cât ai primit, atât, sau cât ai dat, atât primești. Să binecuvântăm pe Domnul care ne-a învățat acest adevăr. Unii pot să spună cam așa: Doamne, dacă nu-L învățam la vreme, aș fi trecut prin mari nevoi. Dacă nu mi l-aș fi însușit la timp, să mângă eu pe alții, socotind la vremurile care au urmat, aș fi rămas singur. Ce ne învață Dumnezeu la modul general din Scriptură, și acest adevăr excelează, nu sunt lucruri pe care El ni le cere și musai să le facem. Le executăm din silință. Sunt niște avantaje pentru noi. Asta a rezultat din ce am discutat. Cine dă-i câștigat, îi mai ferit ce a dat, spune Apostolul. Doamne, dă-ne puterea să dăm. Și totodată puterea să așteptăm liniștiți până ni se va da și să ne bucurăm de ceea ce ni se va da aici și în veșnicie. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.